Israelul a încheiat joi operațiunea Țur Israel când ultimul avion cu 300 de olim, tradus imigranți, a aterizat pe aeroportul Ben Gurion, informează TPS. Imigranții vor intra într-o perioadă de carantină de 2 săptămâni și apoi se vor reuni cu familiile lor. Aproximativ 2000 de imigranți din Etiopia, membri ai comunității Falash Mura, au ajuns în Israel într-o perioadă de 3 luni. Chiar dacă a fost o perioadă în care zborurile comerciale au fost oprite în totalitate, totuși întoarcerea poporului Israel în țara părinților lor nu a fost suspendată. Operațiunea Țur Israel de a aduce evrei din Etiopia în Israel a fost o altă fază istorică în cadrul inițiativei extinse pentru a aduce evreii etiopieni acasă în statul Israel. Falash Mura sunt membri ai comunității evreiești Beta Israel din Etiopia, care s-au convertit la creștinism în secolele al XIX-lea și al XX-lea. Unii au fost obligați să o facă, mulți s-au întors de atunci la iudaism. Fostul rabin șef, Ovadiah Yosef, a declarat în 2002 că Falash Mura s-a convertit din frică de persecuție și, prin urmare, ar trebui să fie considerat evrei. De la începutul anilor 1950, agenția evreiască a ajutat peste 90.000 de etiopieni cu imigrarea lor în Israel. Republica Cehă și-a inaugurat joi birourile diplomatice la Ierusalim, o prelungire a ambasadei sale la Tel Aviv. Republica Cehă a stabilit deja un centru cultural și comercial în Ierusalim și este al doilea stat membru al Uniunii Europene care a deschis o misiune diplomatică la Ierusalim după Ungaria. Prim-ministru ceh Andrei Babiș a sosit în Israel împreună cu prim-ministru maghiar Victor Orban mai devreme în aceeași zi pentru a se întâlni cu delegația oficială israeliană. El a participat la ceremonia de inaugurare împreună cu ministrul israelian de externe Gabi Ashkenazi și ministrul Securității de Interne Amir Onhama. Ashkenazi a declarat la inaugurare că schimbările din Orientul Mijlociu ar trebui să se bazeze pe o recunoaștere a realității și adevărului istoric că orașul Ierusalim a fost centrul spiritual al poporului evreu și capitala sa de peste 3000 de ani și capitala Israelului de la înființare. Babiș și Orban s-au întâlnit cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu mai târziu în aceea zi. Marina turcească a încheiat un exercițiu militar de mari dimensiuni intitulat Blue Homeland 2021, tradus Patria Albastră. Potrivit Ministerului Apărării din Turcia, la exerciții au participat 82 de nave de război, 17 aparate de zbor de tip aviație navală, forțe marine amfibii, unități ale forțelor aeriene turcești și echipe de operațiuni speciale. Exercițiile s-au desfășurat în imediată apropiere a Greciei, Ciprului și Rusiei, iar președintele turc Recep Tayyip Erdogan a subliniat că singurul scop al țării este de a proteja drepturile și teritoriile sale. Este important să subliniem că referința turcească la așa numita Patria Albastră se referă la zonele întinse din Marea Egee și Mediterană, inclusiv la regiunile maritime care sunt considerate pe baza legilor mării ca făcând parte din apele teritoriale ale Greciei și Ciprului. Cu toate acestea, având în vedere disputa de lungă durată a Ankarei cu Atena, cu privire la granițele maritime, Turcia nu a semnat niciodată Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării, care susțin, conform articolului 121, revendicările legale ale Greciei. Biserica protestantă luterană Saint Martini din Bremen, Germania, a fost vandalizată zilele trecute. Pe mai mulți pereți și ferestre au fost aruncată vopsea. Nu este pentru prima dată când această biserică luterană din Bremen este vizată de persoane violente. În aprilie 2020, mai multe persoane au folosit graffiti pentru a scrie mesaje jignitoare și însemne neomarxiste pe ușa și ferestrele bisericii. Poliția a început investigarea cazului și caută martori care pot oferi mai multe informații. Olaf Latzel, pastorul bisericii, a fost condamnat în decembrie de o instanță pentru discurs de ură împotriva homosexualilor și a primit o amendă de 8.100 de euro. Biserica protestantă a pastorului Latzel este bine cunoscută în Germania deoarece susține o teologie evanghelică conservatoare. Pe o registrare video a unui seminar cu tema căsătoriei se poate vedea cum pastorul Latzel a descris ideologia LGBTQ drept demonică. Biserica protestantă germană regională din Bremen, de care aparține această biserică, deși a suspendat temporar ordinarea pastorului Latzel, condamnă acest atac vandalizator. Alpha, Omega.